Bună, Leu, și bine ai venit la previziunile pentru luna iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te invit cu mare drag și la partea bonus, la o analiză cu mai multe detalii din comunitatea acestui canal. Apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile, cum anume să devii membru. Dragii mei lei, luna iunie este foarte frumoasă pentru voi. În primul rând, vă recăpătați energia și asta îmi place enorm de mult. Începem cu o lună plină în săgetător, care pentru tine, uite, poate să însemne un apogeu pe o afacere, poate să însemne o bucurie pe care o ai legată de un copil. Poți să cunoști o persoană nouă. Relația ta de cuplu poate să cunoască o altă dimensiune, adică să-ți crească pasiunea, să vă apropiați mai mult, de ce nu? Dacă ai copii, uite, unul dintre ei ar putea avea parte de o reușită, de o bucurie și normal că te bucuri și tu. Tot luna iunie vine cu intrarea lui Venus în semnul tău pe 5 și asta înseamnă că o perioadă așa mai lungă vei dori să te afirmi, te vei îmbrăca frumos, te vei aranja mai mult, indiferent dacă ești femeie sau bărbat și bineînțeles că îi vei cuceri mult mai ușor pe ceilalți, vei străluci de-a dreptul, chiar la propriu, nu doar la, mă rog, nu doar la figurat. Apoi, începând cu 11 iunie, Mercur intră în Gemeni și stă acolo până pe 27. Iar asta înseamnă că în această perioadă ești foarte bine susținut pe comunicarea online, adică tot ce ține de comunicare pe internet. De asemenea, ești foarte bine susținut pe comunicarea cu grupurile de oameni, tot felul de drumuri scurte pe care le faci împreună cu ceilalți, dar și diferite cursuri sau, știu eu, studii în grup pe care le poți face. De asemenea, pe 18 iunie avem o lună nouă în semnul Gemenilor și asta înseamnă un nou proiect pentru tine. Poate să fie vorba despre o nouă persoană pe care o poți cunoaște prin intermediul internetului sau prin intermediul unui grup de oameni. Este ca și cum ești invitat undeva anume și acolo, știu eu, apare cineva. Pentru leii care sunteți deja aflați într-o relație, luna asta nouă vă ajută să vă stabiliți noi obiective alături de partener. Dacă nu te interesează dragostea, atunci este vorba despre un nou proiect pe care tu îl poți desfășura. Este ceva absolut fantastic pentru sufletul tău. Poți să semnezi un contract, poftim, uite, poate să fie și pentru muncă, depinde de tine ce vrei să faci cu energia aia. 21 iunie vine cu solstițiul de vară, intrarea soarelui în semnul racului și cu siguranță este o zi specială pentru tine, pentru că soarele, astrul care te guvernează, stă cel mai mult pe cer, este cea mai lungă zi din an și cu siguranță o să te simți foarte, foarte bine. În schimb, soarele, uite, pentru tine intră într-o poziție așa ciudată, care nu prea vei avea foarte multă energie până la ziua ta, până începe sezonul tău, dar nu-i nimic negativ în asta. Îți poți activa foarte mult intuiția, îți poți vindeca anumite lucruri legate de trecutul tău. Și uite, timp de jumătate de an și chiar un an de zile, vei fi foarte bine susținut pe muncă, sănătate, rutina ta zilnică, pe a te organiza mai bine. Nu uităm că Pluto se întoarce în Capricorn chiar pe 11 iunie, iar asta înseamnă că mai ai acolo niște schimbări de făcut care cu siguranță sunt extrem de benefice pentru sufletul tău. Relația ta de cuplu sau ideile tale despre relații în mod special vor cunoaște o altă dimensiune începând cu 26 iunie și pentru leii care sunteți singuri. Vedeți că sunt șanse să vă împăcați cu foști parteneri. Acum, nu e neapărat cel mai bun lucru, ci mai degrabă poate ar fi bine să reiei legătura dacă vezi că persoana aia insistă sau te apucă dorul. Încearcă să înveți ce ai de învățat acolo și lasă trecutul în urmă, părerea mea. Acum, tu faci fix cum consideri. Mai ai niște chestiuni de rezolvat dintr-o fostă relație, din trecutul tău. Și bineînțeles că sunt traume care ies la suprafață și, repet, pe care le poți vindeca. Mercur intră și el în rac pe 27 iunie, dar
Da, nu prinzi decât vreo 3 zile cu Mercur acolo în rac. Din nou, îți crește intuiția și foarte mult îți crește comunicarea cu tine. E o lună și puțin ciudată, atenție, adică e și cu mici, mari tensiuni, dar nu negative. E un moment în care e nevoie să te afirmi, e nevoie să ai curaj, să-ți pui creativitatea în practică, să-ți pui ideile în practică. Hai să vedem, dragi lei și arhanghelii, ce transmit. Și avem deja mesajul pentru tine. Mesajul cu numărul 18, de asemenea, alte numere importante, 1, 8, 9. Mesagerul rugăciunilor ce sunt adresate lui Dumnezeu. Și avem culorile importante, argintiu, roz, albastru și non-culoarea alb. Simt aici că vocea ta va fi mult mai ascultată în lume, în planul fizic, dar și în planul spiritual, în luna iunie. Mesajul pentru tine este din partea Arhanghelului Sandalfon. Îi prezint lui Dumnezeu toate rugăciunile tale sincere, pline de iubire și de credință, pentru ca aspirațiile tale ardente, frenetice, benefic orientate, să își găsească răspunsul în conformitate cu voința sa. Cu alte cuvinte, în luna iunie tu îți vei dori iubire, vei fi mult mai pozitiv, mult mai iubitor. Da? E foarte important în luna iunie să fii foarte atent pe tot ce ține de orgolii, de gelozii. E bine să faci pace cu ele, pentru că dacă tu faci pace cu ele, vei avea o lună iunie extraordinar de pozitivă, extraordinar de frumoasă, în care vei reuși să materializezi mult mai ușor tot ceea ce tu îți dorești. Să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie să știi pentru această lună. Pentru leu. A început deja citirea, se pare că trebuie să mă opresc. Și avem regele de monede, prima carte, eremitul, doi de cupe, regina de spade, doi de monede este cartea care a sărit singură, șase de bâte și cavalerul de monede, patru de monede la baza manifestărilor. Așa cum poți observa, sunt multe monede, elementul pământ, banii, partea materială e foarte importantă pentru tine. Văd aici o soluție pe care tu o vei găsi, o idee pe care o ai și pentru care tu vei lupta în luna iunie. Regele de monede. Poți să ai o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Regele de monede îmi spune că în luna iunie dovezile practice, palpabile vor conta extraordinar de mult pentru tine. Văd și o reușită, o bucurie care ține de muncă, bani sau chiar o stabilitate mai mare atunci când discutăm despre o relație. Regina de spade la baza manifestărilor tale. În această lună vei fi foarte sigur pe tine, vei vedea lucrurile mult mai clar. Regina de spade îți spune despre o posibilă legătură cu o zodie de aer pentru unii dintre voi. Gemeni, balanță, vărsător, te vei organiza foarte bine, îți vei cunoaște adevărata valoare și, bineînțeles, că îți vei dori să-ți clarifici problemele din plan personal și profesional. Pentru că, uite, avem un doi de cupe, o întâlnire pe care tu o ai în luna iulie, în luna iunie cu cineva, nu știu de ce am spus iulie. Unii lei probabil vă programați ceva pentru luna iulie. În iunie, deci începeți cumva demersurile. Doi de cupe poate să-ți spună și faptul că ai ocazia să cunoști pe cineva. Relația de cuplu, relația cu o persoană foarte dragă sufletului tău și aici poate să fie un prieten, persoana iubită, cineva din familie. Deci o relație are un rol extraordinar de profund în inima ta. Apoi avem eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Așa cum am spus, vei da dovadă de multă înțelepciune în luna iunie. Tu te vei concentra foarte mult pe detalii și chiar ceilalți vor veni la tine și îți vor cere sfaturi. Vei fi ca un profesor, ca un mentor, ca o persoană importantă. Apoi avem doi de monede. Vei fi solicitat în două direcții în această lună. Ai pe cineva care are de luat o decizie sau ai legătură cu o persoană care este cumva indecisă,
nu știe exact ce vrea să facă. Pot veni bucurii din două direcții, pentru că șase de bâte înseamnă o victorie, o bucurie foarte frumoasă pe care o persoană foarte apropiată ție ți-o face sau cineva foarte apropiat ție are parte de o reușită și te bucuri și tu. Însă, pentru unii lei, văd aici faptul că se clarifică o relație, adică se oficializează relația sau, pentru alții, este vorba despre faptul că aveți ocazia să cunoașteți pe cineva sau se pot rezolva anumite probleme cu niște rude, cu niște prieteni pentru alți lei. Cavalerul de monede, ultima carte, aici, în această perioadă, din punct de vedere profesional, să știi că lucrurile vor fi extraordinar de benefice pentru tine. Totul se mișcă încet, sigur. Cavalerul de monede este cel care vine cu o ofertă către tine, dar este o ofertă serioasă. Însă simt că unii lei, voi sunteți cei care luați atitudine. Este ca și cum vreți să mergeți pe un anumit drum pe cont propriu și sunteți dispuși să mergeți încet și sigur, tocmai pentru a ajunge la o destinație cât mai benefică. Dragii mei lei, acestea au fost previziunile generale pentru luna iunie. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la o analiză cu mai multe detalii din comunitatea acestui canal. Apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus, pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, dar și pentru citirile din acest an 2023. Te invit și la previziunile zilnice pe zodii, dacă dorești. De asemenea, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat canalului. Dacă nu ai făcut-o, te invit să o faci. Sunt sigură că vei apăsa acel buton care pe mine m-ar ajuta foarte mult. Și de asemenea, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu și îți mulțumesc în avans pentru că distribui videoclipurile și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez și îți doresc o lună iunie cât mai frumoasă!